Bună, bine v-am regăsit la a doua ediție, la Innovix VCR Talks Powered by Microsoft, cu tema leadership-ul gestionării crizelor în medii caracterizate de riscuri și incertitudini extreme în mediul de business. Invitatul meu de astăzi este Daniel. Da? Bună, Daniel, ce faci? Bună seara, Diana. După cum vezi, eu m-am pregătit pentru criză, fiind proactiv, mi-am făcut planurile din timp de pace, ca astăzi, când toată societatea trece printr-o o criză, să... ...a frontului să lupt cu virusul ucigaș. Este doar o glumă, doar ca să vedeți care ar fi importanța de a fi proactiv și de a face planuri din timpuri normale pentru vremuri turbulente. Super! Să vă spun câte ceva despre Daniel. Daniel Ilie este fost comandant al Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României. Este colonel inginer în rezervă și absolvent al Academiei Tehnice Militare, Facultatea Blindate și Aviație. Este absolvent al Institutului de Management al Resurselor al Școlii Navale de Studii Postuniversitare din Monterey, California. Iar pe parcursul unei cariere de 33 de ani în Armata României, el a participat la mai multe misiuni cu forțele speciale române și americane în teatrele de operații în Afganistan și Irak, printre care a fost și director al elementului NATO de planificare operații speciale din Kabul, Afganistan. El în prezent este contributor la Monitorul Apărării și Securității, Mediafax, și totodată este mentor în acceleratorul Innovix VCR. Pentru activitatea sa în Afganistan, a fost medaliat de președintele Obama cu steaua de bronz. Felicitări, Daniel, ce pot să-ți spun. Mulțumim că ești alături de noi și că ți-ai făcut timp să fii prezent astăzi aici. Mai ales că tu ești consultant pe Business Continuity Plan și în contextul actual, cu siguranță, deja ai lucrat, mi-ai și spus aseară și așa mai departe, timpul tău este foarte prețios, ca al tuturor de altfel care ne sunt alături astăzi. Mulțumim că ești prezent cu noi, așa virtual, dar ne-am luat și noi măsurile și, de fapt, respectăm măsurile impuse, da? De către autorități. Surpriză. Exact, astfel încât suntem responsabili cu toții. Nu? Și atunci eu, Daniel, o să încep cu o primă întrebare. Ce sunt forțele speciale? Să ne spui. Da, Diana, în contextul ăsta în care tot auzim de tot felul de amenințări la adresa securității și apărării naționale, statul își pregătește niște instrumente, eu le zic unelte, cu care poate să acționeze în caz de pericol, astfel încât să asigure apărarea țării. Forțele astea pentru operații speciale au rolul și locul lor destul de bine conturate în acest context. Depinde din punct de vedere operațional, forțele speciale sunt considerate a fi capabilități militare adecvate pentru executarea unor misiuni, poate ați auzit, de combaterea terorismului transfrontalier sau de contrainsurgență. Tot ele furnizează cam cel mai potrivit răspuns militar la amenințări de tip hibrid, de care tot se vorbește zilele noastre, da. Care ar fi puse la adresa securității și apărării națiunilor. Atunci când elementul politic dorește atingerea unor obiective strategice, dar cu costuri tot mai mici, pentru că aceste forțe speciale sunt foarte compacte, foarte mobile, un număr mic de oameni, dar cu abilități și aptitudini foarte bine instruite și antrenate. Evident, paleta misiunilor și sarcinilor ce pot fi îndeplinite de către aceste capabilități este mult mai largă. Ele sunt organizate, cum vă spuneam, sunt instruite și echipate pentru a executa atât acțiuni militare cinetice, aduceți-vă aminte de filmele cu Rambo, cu alții actori ăștia de la Hollywood, care au, cum să zic eu, au încercat să dea imaginea forțelor speciale fiind un fel de Rambo sau Chuck Norris. Da, da, da. Dar și mult mai multe acțiuni non-cinetice. Aceste forțe speciale au reputația de a fi structuri de elită potrivite nu doar pentru exercitarea fizică a puterii, ci și apte de a opera în spectru dintre diplomație și utilizarea puterii militare convenționale. Am înțeles. Păi, uite, cam așa s-ar lega a doua întrebare. Să-mi spui, te rog, care ar fi asemănările, de fapt, dintre forțele speciale
și companii startup-uri. Câteva asemănări dintre cele două, dacă poți să ne spui. Da, tocmai ce ai sesizat, de aici a venit și probabil întrebarea ta. Da. La fel ca startup-urile, detașamentele astea de forțe speciale sunt niște echipe cu niveluri înalte de conștientizare situațională, situational awareness, cum spun americanii. Abilități, experiență, disponibilitate mentală, okay, relații și coeziune internă și externă, în măsură să execute misiuni pentru a transfera riscul și incertitudine în mediul de combat, în efecte strategice, la îndemâna elementelor politice militare. În acela, făcând o paralelă cu un startup, din câte știu eu, startup-urile sunt practic o instituție umană menită să livreze un produs-serviciu nou, în condiții de risc și incertitudine extreme. Exact ca mediul operațional în care lucrează aceste forțe pentru proiecte speciale, așa este obligat și un antreprenor care deschide un startup să lucreze în piața pe care urmează el să acționeze. Eu spuneam și am scris mai mult într-un articol că liderii startup-urilor trebuie să admită că afacerea este un război total, neconvențional, continuu desfășurat în era Revoluției Industriale 4.0, în care știm cu toții că ritmul rapid al avansului și inovației tehnologice are un efect semnificativ asupra fiecărui aspect al vieții noastre. În aceste condiții, cam ambele entități, atât fost cât și startup-urile, se schimbă foarte rapid, operând în medii, cum am spus, cu riscuri și incertitudine maximă. Au echipe ce dispun de abilități diferite, unele din acestea, precum planificarea și leadership-ul, pot fi împrumutate sau transferate cumva, adaptate la activitățile de business ale startup-urilor. Și mai exact, eu dacă sunt un startup astăzi și mă confrunt cu această situație, da? Coronavirus. Ce aș putea să fac astfel încât să rămân și să-mi îndeplinesc obiectivele mele de business pe perioada următoare? Care sunt sfaturile tale din toată experiența ta și expertiza care o ai pe acest leadership și business continuity plan în situații de criză? Da. Păi trebuie să ne gândim ce înseamnă criza asta. Știi, Diana? Tot aud și pe la televizor și prin cercul în care mă învârt, toată lumea este îngrijorată. Percep crizele astea doar din punct de vedere al pericolelor pe care le văd. Eu le-aș spune și aș încuraja antreprenorii să vadă și oportunitățile. Corect. Pentru că unii, într-adevăr, stakeholders din piață, concurența, în timp ce alții, așa cum am spus, se plâng și se tem de viitor, ăștilalți văd oportunitățile de pe urma cărora vor face tot posibilul să tragă niște foloase. Eu aș spune și că este o astfel de perioadă un foarte bun catalizator pentru inovație, întrucât pentru a putea să depășești o astfel de perioadă grea, ai nevoie să găsești soluții inovatoare la probleme complexe pe care aceasta le pune. Nu o să mai vedem, adică cel puțin o perioadă temporară, zic eu că principiul business as usual trebuie să uităm de el, pentru că această criză introduce alte concepte, pe cum schimbare, incertitudine, temporar, să sperăm că e temporar. Eu, din câte știu, cei care lucrează în project management ar trebui să știe foarte bine să stăpânească conceptele astea. Da, așa este. Asta înseamnă un proiect. Asta înseamnă. Practic, startup-ul este ca un proiect care vine cu ceva nou. Nu este business as usual, tocmai este ceva ce vine cu schimbare, cu inovație, cu incertitudine. Așa este. Spune-mi, te rog, starea emoțională, acum că spuneai la începutul discuției noastre, spuneai că este importantă, când erai în trupele speciale, era foarte importantă starea emoțională, nu? Da, exact. Și vreau să vă zic că fiecare dintre lideri, că este în armată, că și trece printr-o criză. În armată crizele sunt mai dese, adică criza este și când te duci să execuți o misiune conform unui plan aprobat și vezi că acolo parametrii din teren sunt absolut total schimbați și trebuie să te adaptezi din mers, atunci apare o teamă, o frică pe care toți o avem. Chiar dacă noi nu o recunoaștem sau ne o stăpânim foarte bine,
cel care este un lider bun și va fi un lider de succes este în măsură să-și stăpânească acea frică, să-și o controleze, să-și asume niște responsabilități, să ia niște decizii, să-și țină echipa unită și să o determine ca toți, bineînțeles cu el în frunte, prefer să zic că este modelul ăsta de leadership from the front. Adică liderul el trebuie să fie în permanență prezent acolo, trebuie să fie vizibil, trebuie să... Să-i coordoneze pe ceilalți, adică practic ceilalți trebuie să-l urmeze cumva pe el, corect? Nu până la urmă. Mă auzi acum? Spuneam că trebuie echipa să urmeze liderul, exact cum spuneai și tu. Da, nu, Diana, echipa nu trebuie să. Nu? Echipa va urma liderul dacă liderul este în stare să inspire încredere. Exact, da. Pentru că orice membru al echipei tale, că ești la război, că ești într-o situație de asta incertă pentru el și pentru familia lui, prima întrebare care și-o pune, băi, omul ăsta e în stare, este destul de competent să ne facă să trecem cu bine peste chestia asta, lui îi pasă suficient de familia mea și de problemele pe care familia mea la un moment dat le va avea din cauza crizei. Este chestia asta de inteligență emoțională pe care, dacă nu o să punești ca lider, nu prea e succes prea mare, zic eu. Da, spune-mi, cum gestionează forțele speciale o criză? Da, știi... Ca să te pregătești pentru criză, nu te pregătești când criza a apărut. Este prea târziu. Atunci e niște măsuri în pripă. De-aia, un lider trebuie să fie întotdeauna proactiv. Și noi avem norocul în sistemul ăsta militar că asta este. Pe timp de pace, te pregătești în continuu pentru cei mai rău și sper pentru cei mai buni. Să vă dau un exemplu. Selecția viitorilor operatori FOS într-un bootcamp reprezintă perioade lungi de hărțuire efectivă, constantă, tot am mai spus de chestia asta, în care testezi rezistența la oboseală, la provocări mentale, fizice și mai ales de leadership a candidaților, de către niște instructori foarte bine pregătiți profesional și care încearcă să identifice pe cei slabi cu o reziliență psihică și cu o rezistență fizică necorespunzătoare, adică substandarde, ca să elimine din procesul de calificare în specialitatea forță pentru operații speciale. Și scopul este de a identifica și păstra în sistem, noi îi zicem în trib, doar pe acei candidați care sunt în măsură să-și exercite niște abilități de lider într-un mediu de stres constant. Haos, eșecuri, repetate și greutăți. Și de-aia umilești practic să vezi dacă sunt în măsură să treacă peste perioadele astea. Și atunci validezi caracterul că ulterior cei care au rămas parcurg o instruire și unică și specializată de planificare și executare a operațiilor speciale. Îl învăț, el a venit la mine de nota 4, probabil, cu niște abilități, niște skills-uri, niște cunoștințe. Dar dacă eu am validat caracterul și știu că este un caracter tare și pot să fac treabă cu el, îl aduc acolo unde vreau. Da. Probabil cuvinte mari, dar noi așa am lucrat și eu mă înflăcăresc un pic când povestesc chestiile astea, pentru că chiar cred în ele. Chiar dacă lumea o să vedeți mulți, mai ales ingineri ca mine, care au o gândire de asta mai tehnică, așa, nu prea sunt ei de acord cu chestiile astea inteligență emoțională, ei sunt mai alb și negru, dar lucrurile nu sunt așa în viață, am învățat și eu chestia asta. Da, uite, eu sunt de acord cu ce ai spus, mi se pare că face sens și chiar mă gândeam acum în timp ce îmi povesteai de cum gestionează forțele speciale, da, o criză, mă gândeam cum și noi am gestionat ca accelerator. Și pot să spun că astăzi, nu? Că acum mă gândeam, făceam paralela cu ce s-a întâmplat astăzi și nu o să descriu foarte mult, dar mă gândeam că toți, ca o echipă ce am fost, Inovix BCR și cu ajutorul platformei Microsoft, am putut să ținem un fast track days cu startup-uri din Cluj și din București și a decurs totul foarte natural. Deci noi eram pregătiți cumva, că tu spui că liderul ar trebui să fie pregătit. Uite tu ți-ai demonstrat aceste abilități, iar noi suntem o echipă care a fost testată un an de zile, tot la corect. Te-am validat caracterul,
Da. Mergem toți la aceeași căruță. Așa este. Bun, și acum mai am o întrebare, Daniel. Care este rolul conducerii, leadership-ului în identificarea și gestionarea crizelor? Da, eu cred că are liderul primordial. Versus, bineînțeles, startup. Adică noi tot timpul vorbim aici, dragii mei, exact de ce se întâmplă în practica unei companii, că e startup, că e scale-up, că e grinders, cum îi spunem noi aici la Innovix BCR, dar tot timpul privind mai departe, da? Nu neapărat raportându-ne doar la trupele speciale, ca să fim foarte... Da, da, da. Și bune practici se pot aplica, se pot replica în ce făceam noi. Trebuia să identific întotdeauna și să coordonez, să răspund rapid la noile cerințe de planificare față de ce era planificat anterior. Trebuia să fie avut niște planuri de contingență dinainte sau niște planuri de răspuns la criză pe care noi eram obligați prin instrumentele astea legale să le avem. Mă duceam și reorientam personalul din subordine către noul efort, acela de a planifica răspunsul la criză, exact ce spuneam. Și în termen operațional, ce făceam? Mă asiguram că treceam repede la activități operaționale, urmăream indicii și de avertizare la ceea ce urmează să se întâmple, evaluam situația, conștientizam situațional ceea ce se întâmplă și începeam să lucrez cu stafful la elaborarea unor opțiuni de răspuns. Și planificam și după aia treceam repede la execuție. Și noi aveam al șaselea pas, era să trecem și tranziția de la criză, după ce rezolvam criza, către situația de normalitate. Era vorba de a adapta din mers la noile condiții, concomitent cu continuarea a ceea ce aveam de făcut, a misiunilor noastre. Așa cred eu că înainte, similar, în situații de criză, liderii companiilor trebuie să fie capabili să identifice cu cât mai multă acuratețe. Și eu am văzut, fac o paranteză, Diana, da, astăzi între startup-uri, cel puțin trei care aveau, deja se gândeau, exact, și parcă ei prevăzuseră o astfel de criză și erau așa de bucuroși că spuneau, păi da, păi eu am răspuns la asta, lumea o să lucreze de acasă, eu stocuri nu o să-mi fac pe perioada asta, eu am vorbit cu partenerul chinez de la care import nu știu ce componente. Da. Deci aveau planuri de consistență in place, ca să zic așa. Așa deci este. Asta vreau să zic, în situații de criză, liderii companiilor trebuie să fie capabili să identifice care sunt cele mai mari riscuri la adresa afacerii? Chiar și Nicu Iancu întreba astăzi pe unii dintre candidați ce riscuri identifică ei în perioada asta și care vor avea cel mai mare impact asupra companiei, cum ar fi, de exemplu, lipsa forței de muncă pentru obiectul afacerii într-o perioadă de asta când lumea trebuie să stea acasă. Da. Perturbarea lanțului de aprovizionare cu materii prime, materiale, subansambluri sau de distribuție, imposibilitatea de a călători în scop de afaceri, acțiuni viitoare ale competiției din piață, care competiția nu doarme, asta pot să spun, să-ți garantez, este cum e la noi în Amicul, da, care da, au și niște cursuri de acțiune și care, practic, în continuu sunt în competiție cu mine și vrea să-mi ia din feliuța mea, din plăcinta cea mare, o feliuță cât mai mare pentru el. Eu, dacă cedesc psihic și doar teamă, o să rămân cu nimic din plăcinta aia. Așa este. Ca și cazul fost, asta implică să anticipe probleme, să culegi fapte, să ai informații, să efectuezi analize și să iei niște decizii ferme și timp. În ce moment crezi că ar trebui startup-ul, de la momentul când s-a înființat, în ce moment, la ce perioadă, ar trebui ar trebui să aibă un plan ca acesta? Uite, hai să-ți citez două secunde. Eu cred că v-am trimis ca bibliografie, să zic așa, un studiu pe care a publicat Universitatea Harvard în 2018. Da, o să-l postăm. Atât de relativ recent. Da, o să-l postăm în Harvard noi. Business Review. Da. Și studiul ăsta amplu, adică început în 2006, finalizat în 2017, care arată că directorii executivi, CEO ai multor companii din SUA petrec doar 1% din timpul lor în scopul gestionării crizelor, deși aceștia ar trebui să fie, cum am spus, proactivi, da, să asigure că organizația pe care o conduc este cât mai pregătită și rezilientă. Deci, pe timp de criză. Răspunsul meu este la întrebarea ta, da, că mult mai înainte
ideea și întotdeauna trebuie să te pregătești pentru cei mai rău și să speri pentru cei mai bine. Deci, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că ai timp să analizezi, ai timp să vii cu niște cursuri de acțiune care vor fi potrivite, să te ajute, să treci cu bine peste criză. Așa este. Bun, spune-mi, te rog, ce lecții poate învăța leadership-ul startup-urilor, companiilor de la leadership-ul forțelor speciale? Da. Păi, ca să spun de lecțiile alea, trebuie să spun ce făceam noi. Da. Și revin la chestia aia cu situational awareness. Trebuie să ai în echipa ta de management niște băieți. Noi aveam analiști. La nivelul fiecărei firme trebuie să fie cineva în măsură să evalueze, să analizeze și să-și dea seama ce urmează în viitor. Tocmai pentru a-și lua din timp măsurile astea. Exact ce spuneam, s-a întâmplat criza. Nu mai avem voie ca forța de muncă, nu mai are voie să meargă la servici fizic. Da. Cei care sunt responsabili, care au fost responsabile, lideri, probabil de viitor de succes, le-au asigurat personalului angajat mijloacele necesare să poată lucra de acasă. Sau cei care erau dependenți de un lanț de distribuție, probabil și-au făcut planul să aibă niște stocuri înainte, până când, de exemplu, dacă lanțul de distribuție începea în China, până când perioada se calma acolo și puteau să reia producția, aveau un buffer de ăsta din care să poată să lucreze înainte. Exact asta făceam și noi. Pentru că revin la ce am spus puțin mai devreme, vreau să zic, întotdeauna conducătorul companiei trebuie să fie implicat personal, să-și asume întreaga responsabilitatea lorii deciziilor, să fie vizibil și să transmită prin acțiunile lui membrilor echipei încredere, nu doar că startup-ul tău va supraviețui, și dacă se poate să le dai încrederea că voi ieși din aceasta din criză mult mai întăriți, mult mai, cum să zic eu, au avut ocazia să aibă un eșec, au învățat, o lecție învățat de acolo și de pe acolo deja încep să crească. Și mai e o chestie pe care trebuie să o învețe, dar iarăși, poate fi lucruri sau cuvinte mari, dar nu sunt. Orice criză afectează în primul rând oamenii. Că oamenii sunt baza business-ului. Business-ul nu face inteligența artificială sau obiectele, fac oamenii. Și ăștia devin îngrijorați mereu. Se întreabă dacă tu, ca lider, ești competent să-i îndrumi și să-i conduci într-o astfel de încercare și dacă îți pasă de ei. Un lider bun trebuie să aibă această inteligență emoțională ca să comunici și acționa atât empatic cât și clar. Trebuie să ai instinctul ăla de a spune ceea ce este potrivit și curajul de a face exact ceea ce a spune, chiar dacă deciziile sunt grele, chiar dacă uneori rănesc sau chiar dacă pot fi costisitoare, neplăcute sau dificile. Da. Pe măsură ce situația se degradează, un lider trebuie să mențină încrederea nu numai a oamenilor de subordine, ci și a partenerilor de afaceri. Și asta cum o faci? Noi eram învățați să facem un plan de comunicare strategic, îi spuneam noi. Întotdeauna trebuie să ai un plan de asta, să comunici. Trebuie să pregătești mesaje și să le transmiți prin niște canale prevăzute la interval dintr-un anumit plan de acțiune la criză. De asta spun că un plan de asta la acțiune la criză are multe elemente. Și la un moment dat să încheie tocmai cu chestia asta de comunicare. Ce vrei tu să comunici? Da. Uite, Dan, am o întrebare de la cineva care ne urmărește și ne întreabă așa. Dacă aveți o listă cu acțiunile pe care compania le poate întreprinde într-o criză, găsim undeva vreo listă într-o... Eu am găsit. Că tu ai scris multe articole, ia să auzim. Multe articole, o să apară miercuri. Acolo unde v-am dat eu link, o să... E și asta un secret profesional, nu-i chiar așa. Okay. Aș vrea ca prima dată să citiți articolul meu, care apare miercuri. Okay. Inșa, cum zic arabii, cu voia lui Allah, Dumnezeu. Da. E planificat să apară. Dar pe parcursul, nu știu,
poate și al incubării sau poate al bootcamp-ului, tocmai ăsta e scopul meu, să vin cu toată documentația, să o discutăm împreună, să vă prezint, ea este foarte laborioasă. Și ca să extragi esența de acolo, trebuie, cum să zic eu, să fie ceva tailored cu fiecare companie în parte care face parte din bootcamp, o discuție, și eu să le pun la dispoziție toate chestiile astea. Da, plus da, da. Discuții de la om la om cu experiențele pe care le-a trăit și cu părerile pe care, opiniile pe care le avea cel care este interesat să afle despre astfel de expertiză. Asta e doar așa, ce avem noi acum, un dialog, o discuție. Da. Ok. Și o ultimă întrebare, căci cred că... Da, o ultimă întrebare mai am. Cum comunicăm cu echipele în timp de criză? Tu ai tot spus? Cred că deja ai răspuns la întrebare, nu? Da. Pe durata... Da. Deci primul pas este să ieși în față. Dar pentru asta îți trebuie un curaj moral. La noi îți trebuie și curajul la fizic, este linia dintre viață și moarte. Dar eu le-am mai spus la cei din bootcamp-ul dinainte, bine, eu am și, cum să zic, o plăcere asta de a face pe oameni, cred eu, să se simtă bine, să-i motivez și prin vorbe, să le arăt că întotdeauna eu sunt mult mai slab pregătit și mult mai ghinionist decât ei, dacă mulți se gândesc la chestia asta. Să doamne știți că să alții și mai de capul. Glumesc. Da. Bun, atunci hai să mai vedem o întrebare, că și timpul ne mai permite încă o întrebare. Când suntem priși în activitatea de zi cu zi, cum putem privi din afara cutiei oportunități ce pot apărea în criză? Păi vedeți? În audiență mi-ar face plăcere să fac o divagație, o paranteză, să fie un project manager sau unul cu experiență care în project management, acolo este foarte, foarte clar. Dacă parcurgi toată documentația asta, din câte știu eu, sunt două mari concepte de a face managementul ăsta la nivel teoretic. Princeton este britanică și... PMP-ul american, exact. Dar principiile și chestiile esențiale sunt cam la fel. Și întotdeauna este vorba tocmai despre cuvintele alea care vi le-am spus eu. Change, uncertainty, temporary. Dacă ești în măsură să gestionezi chestiile astea, să lucrezi cu ele, eu cred că nu vei avea decât de câștigat. Corect. Bun. Mulțumim, Daniel, că ai fost astăzi alături de noi și să ne vedem cu bine în incubare, ce pot să spun, la sfârșitul aprilie. La sfârșitul martie. Mulțumim. Când aveți nevoie de mine, vă aduc toate documentele, le discutăm, ce vă este necesar, ce vă este util, schimb păreri cu voi. Eu să mai tot scriu pe monitorul proiectului securității, de câte am ocazia. Pe măsură ce mă îmbunătățesc și eu cunoștințele din interacțiunea cu startup-urile voastre, e foarte interesantă și am putea să facem chiar și în viitor chestii mai interesante. Super! Mulțumim frumos! La revedere! Mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem mâine cu Nicu Iancu. La revedere! Toate cele bune! Toate cele bune!